Deșteaptă-te române pe ritmuri de hip-hop. Horatiu Udi, un tânăr de 24 de ani din Alba Iulia, a compus și cântat o piesă în semn de protest față de situația actuală a țării. Ce am văzut că fosta mea melodie după 89 a încurajat cât de cât lumea să spună lucrurilor pe nume. Au ieșit în stradă pentru dreptul lor totuși și am decis să fac piesa Deșteaptă-te române cu ideea că vor continua această luptă. Nemulțumirile tânărului sunt legate în principal de cei care ne conduc țara, dar și de faptul că tinerii aleg să plece peste hotare în loc să rămână să lupte pentru un viitor mai bun. Noi votăm pe cine ne promite mai mult, nu votăm pe cel care este mai cult. Oriunde mă voi duce mă mândresc cu ea și o spun cu mândrie, România-i țara mea. Stați din țară în loc să luptăm, să ieșim în stradă, drepturile să le luăm. O să stric cu foară, deșteaptă-te române. El a mai creat o piesă denumită După 89, care a avut priză la public. Voi ce ați crezut în 89, o să trăiți altfel. România, România, strigăm în continuare, ne amăgim cu toți că avem soluții de scăpare. Horatiu a început să cânte din 2010, iar cea mai mare performanță muzicală pe care a avut-o a fost în 2014, când a cântat într-un club din Moscova, scrie și ziarul Unirea din Alba Iulia.